Salut, eu sunt Sherry și înțeleg faptul că sunt gras, ok, chiar îl înțeleg, cu timpul am început să accept chestia asta. Dar atunci când a venit un prieten la ziua mea și mi-a dat chestia asta, care este cu 3 mărimi mai mari, pur și simplu mi s-a blocat mintea. De ce mi-ai dat așa ceva? Gen, pe parcursul carierei mele de YouTuber am vrut să fiu într-adevăr foarte, foarte multe lucruri. Dar geamănul de mult pierdut al domnului Cafea Albă n-am vrut să fiu niciodată. Așa că hai să ne schimbăm din chestia asta. Tricou negru, șapcă, lumină bună și un ridicat al camerei. Făcându-mă să arăt mai slab din 2016. Nu poți slăbi decât cu o dietă corespunzătoare și nimic face nimic. E trist, nu știu de ce râd că a trebuit să plâng. Hai de capul meu, iar o iau pe câmpii jumătate de video în loc să trec să vorbesc de ceea ce vreau să vorbesc. Și am uitat să cerșez like-uri. Lăsați un like acum dacă vreți să nu mai deviez așa mult de la subiecte pe viitor. Cum am mai spus și înainte, eu sunt gras. Dar n-am fost întotdeauna gras. Pe vremea când nu eram chiar așa de gras, foarte, foarte multă lume îmi spunea că arăt bine. Au fost anumite persoane care au scris fanfiction-uri cu mine pe Wattpad. Și din acele fanfiction-uri cu mine pe Wattpad, bine, nu știu cât de recente sunt sau așa mai departe, din acele fanfiction-uri cu mine pe Wattpad, unele sunt super, super mega funny și merită citite. Zapi TV, spre exemplu, a fost pe mega, mega fază și a citit ceea ce este de departe cel mai funny fanfiction cu mine. Dar mai sunt, credeți-mă, mai sunt desture de genul. Și astăzi vreau să citesc unul dintre ele cu voi. Înainte de a începe să citesc fanfiction-ul, vreau să spun că eu nu am nimic cu autoarea și vă rog să nu mergeți să căutați povestea și să înjurați autoarea și așa mai departe. Nu urmăresc să fac genul ăsta de cyberbullying și așa mai departe. Eu doar vreau să ne distrăm, să ne amuzăm pe baza textului și conținutului, nu pe baza persoanei din spate care a scris. Oh da, a început. Dragoste cu Sherry, partea 1. Sherry, un băiat de 16 ani. Într-o zi normală, Sherry ascultă și atrapens. Tot ce fac eu în toate zilele, fix într-o zi normală, da. Andrei, zise mama sa. Da, mamă, vino puțin. Sherry se duse în bucătărie. Andrei, du-te, te rog, până la magazin să iei lapte, ouă, pulpe și cartofi. Ok, mamă, acum. Sherry se duse la magazin. După ce și-a luat toate chestiile, s-a dus la casa de marcat să plătească. Logic, credeți că eu fur din magazine? Credeți că fac așa ceva eu? No! A plătit și a văzut o fată cool. Sherry iese din magazin și dădu față în față cu ea. Și probabil am dărâmat-o cu grăsimea mea corporală, dar ok, asta n-am mai scris în text. Scuze! Nu, eu îmi cer scuze. Stai, tu ești Sherry? Da, eu sunt. Omul făgât, sunt o mare fană. Bine, mă bucur. Cred că ar fi trebuit să am o zi foarte, foarte proastă. Gen, fata asta n-avea nicio vină, veniți la mine să-mi zică, băi, eu sunt o mare fană, la care eu, bine, mă bucur. Lui Sherry îi plăcuse de fata aceea și o invită în oraș. În oraș. Sherry, te iubesc. Și eu. Deci vom fi împreună? Cred. Bă, stați un pic. Am invitat-o în oraș odată. E prima oară când ne văzusem. Și, gen, vorbisem odată la magazin. Nu știu cine a scris textul ăsta așa. Are impresia că funcționează dragostea. Gen, Sherry, te iubesc. La două secunde după ce întâlnești persoana, Sherry începuse să o sărute. Hai, bubuie. Da? Vrei să mergem la un hotel sau la mine acasă? Nu, tu vii cu mine la mine. În paranteză, what the fuck? Sherry duse fata acasă, mama lui Sherry. Ea e noua ta iubită? Andrei. Da, mamă! Stai, n-a zis că o duc pe ea la ea acasă? Nu m-am gândit la un nume, deci o să-i zicem Ana. Ce? Cui să-i zicem? Cred că autorul sau autoarea textului nu se gândise la un nume pentru personaj și a întrerupt și a pus numele personajului pe jocul fragmentului, pentru că așa face o carte de succes. Ana, vino să te prezint mamei mele. Ana, ea e mama. Mamă, ea e Ana, maica mea. Măi, dar ce fată frumoasă, Andrei. Mulțumesc, zise Ana. Sherry și Ana au luat cina. Au mers în cameră. Bubuie, vrei să facem și noi ceva? Ce? Puțină dragoste. Ok. De mâine. Pitica nenorocită, uită-te în oglindă. Ok, baby, ok, mâine te rup. Dar logica. În primul, de ce mâine și nu azi? Gen, cu ce era schimbată chestia? Și mâine te rup. Doamne Dumnezeule. Ok, scumpă, bă. Am uitat să menționez că după ce au venit de la cină s-au pregătit să se culce. Ora 11. Păi n-ai uitat să menționez că era mai... Nu, nici nu mai încerc, nici mă jur, nu mai încerc. Următoarea zi, cu 2 de i. Nu o să stau să povestesc tot ce s-a întâmplat în ziua asta, deci trecem direct la partea cea mai importantă. Yes! Sherry, e seară, zise Ana. Da, știu, deci
Deci începem! Stați un pic că pot să-mi imaginez eu scena. Deci stăteam cu această Ana, stăteam aici pe pătuț, da? Și stăteam frumos, vorbeam. La un moment dat se face ora 8. Se uită Ana la ceas. Și e seara la care eu... Da, știu, deci... Deci începem! Shiri și Ana se dezbrăcaseră. I-am arătat corpul meu perfect și pătrățelele mele. Shiri începuse să o sărute pe Ana. Ah, da, bubuigrec, ah, da, mușcă-mă de buză. Oare câți ani are după 15 minute? Deci trecem la ceva mai... Da, trecem. Shiri o puriniuță se pe pat, în paranteză pe Ana. În caz că credeați că am pus altceva pe pat. Nu, pe Ana am pus-o. Cu dicul său Shiri caută gaura. Hai de capul meu. Mama asta devine nothing for work, dude. Ana. Ah, da, bâbrii, așa. Ah, strigă Shiri. După 4 ore de sex. Bă, dar multe vrei, bă, de la viață. 4 ore... 4. Bubuigrec, e dimineață. Deci Ana asta mereu anunță ceasul. Bubuigrec, e dimineață. Nu contează. Vă dați seama, stătea Ana acolo. Bubuigrec, e dimineață. Nu contează. Ba da, azi dau tezere. Shiri îl sună pe Marius Nicolae. Marius Nico... Alo, da, bă, Marius, am zis, mă, să nu te mai deirie și nu mai ascultat. Uite ce ai pățit, vezi, mare bucată de hate ce ți-ai luat. Nu e bine, ascultă-l pe Shiri că știe mai bine, nu te mai lua deirie. Alo, Marius! Da, și au, ce vrei? Vin, Riniuță, o repede la mine acasă. De ce? Nu contează, vino! Între timp, Shiri și Ana se îmbrăcase. Adică doar Ana se îmbrăcase, eu nu mă îmbrăcasem. Marius a ajuns. Marius! Ia mă, ce v-a găsit? Shiri și Ana coborâse în parcare și urcă în mașină. De ce? Dacă ai subiect multiplu, folosești verbul la singular ca și cum doar Ana coborâse în parcare și Shiri era acolo, nu știu, era o bucată de carne sau ceva. Marius, Shiri, cine e ea? Ea e Ana. Ok, și ce caută la tine? E iubita mea. E iubita mea. Ok, înțeleg. Unde vă duc? La liceu. Shiri o sărută, îi ură baftă, iar Shiri și Marius spre case. De ce? De ce? Vorba lui Kid, de ce? Subiect multiplu cu asta la singular, de ce? Ana plecase din țară și s-au despărțit. Ce? Când? Când o plecat din țară și ne-am despărțit? Plus. Eu mă numesc Laurențiu. Deci a fost toată povestea asta, după care plus. Eu mă numesc Laurențiu, plus. Știu că a fost listă la final și nu prea a avut sens, dar eu am încercat. Da, bă, cam asta a fost și cu videoclipul ăsta. Dacă vreți să mai citesc pe viitor genul acesta de fanfiction complet nebune și așa mai departe, de pe WhatsApp, nu uitați să lăsați un like, să lăsați în comentarii. Da, bă, Shiri, da, mai vrem genul ăsta de videoclipuri. Bă, eu am râs. Deci e o chestie unică, mă jur, în viață, să ai practic niște cărți într-un fel scrise despre tine. Da, și să fie atât de proscrise. Din nou vreau să vă zic, în caz că cineva n-a înțeles chestia asta, nu am avut ca scop să mă iau de creator sau de creatoarea chestiei respective. Eu doar am comentat și am râs de operă, să-i spun, nu de persoana din spate. Și apreciez, chiar apreciez la un anumit nivel faptul că se uită la mine, faptul că are timp să scrie așa ceva și că îți folosește imaginația. Uite, poți să începi din chestia asta să faci poate pe viitor chestii foarte, foarte mișto legate de genul ăsta de fanfiction-uri, de scris și așa mai departe, că totul are un început. Toată lumea a dat fail la început. Eu sincer am dat fail la orice când eram la început. Am dat fail la vlog când eram la început. Orice chestie o fac pentru prima dată, dau mare fail. Și când am avut primul salut din viața mea, mă țin perfect minte, am dat un fail epocara. Da, ce vreau să pe fumar, mă gândesc să pun totul direct să dați pe Facebook, chiar asta foarte, foarte mult, dacă încă ați să vă abonați, Și până la noi,